Am revenit în direct, prieteni, invitații mei din această seară, Radu Iațco, un ipoteștean plecat de ani, ceva ani buni la Paris, la Paris, în Franța, Franța. Ce spun mereu Paris și nu-i corect, arhitect și caricaturist, artist de excepție, Constantin Holbovan, scriitor și, bineînțeles, un scriitor cunoscut dumneavoastră, umorist, și domnul inginer Dumitru Maximiu, că câte ceva din fiecare, plus că vrea să îi admiră pe toți ceilalți care practică sau care sunt seduși de această, știu eu, patimă a artei. Că e o patimă, la urma urmei, de multe ori nu aduce nimic, aduce doar ardere, un fel de ars poetica sau un ars, un catarsis. Invitații mei, în prima parte a emisiunii, au încercat să vorbească despre întoarcerea acasă și despre origine. Eu îi provoc, îi las să continue, dar îi avertizez în același timp, domnilor, că nu trebuie să rămânem captivi în nostalgie. Deci, în 86 am deputat în presă o caricatură datorită lui Victor Micu, să o tehnească, în fostul Zornoi. În Zornoi, de atunci. Am făcut un desen, o desenat o pilă și în interior am o pilă. Da. Și am pilă. Deci o chestie de asta și era bucuria asemenat. Astea mai treceau. Am încercat să stilizez. Acum îmi vine să zâmbesc când mă uit la primele desene. Cu multă compasiune. Cât de naiv eram, așa? Vă înțeleg, știu cum. Așa. Dacă vreau să le fac, nu mai iese. Nu, niciodată. Nici problemă. Trebuie rămas așa. După aia am publicat, lucrat la ziar, foarte multă caricatură în ziarul local. Făceam ilustrații pe moment. Nu erau fotografii suficiente. Redactorul șef îmi dădea să... articolul ăsta mai făceam câte ceva. Și să publica scânteia din retul. A fost o vreme. După aglomerația 99, a fost un val când a apărut zigzagul. Da, bun, atunci și noi la Suceava mi-am amintesc că te păream câte 200.000 de exemplare și se vendeau. Deci vindeam și la București. Deci erau 2 milioane de exemplare că te părea adevărul și celelalte atunci, cotidienile cunoscute. Și, simplu, cum Traian Furnea, Dumnezeu să-l odihnească, a murit și el, mergeam la Cristoiu. Na, așa le arătam caricaturi și ne plătea cu înainte. Da, cash. Ca să avem bani să ne plătim hotelul. Că stăteam amândoi la Negoiu, în hotelul la... Îl cunosc Negoiu, am stat și la Cucurigul, la ultimul etaj, că era mai ieftin și chestia. Că plecam unul săptămână și chestia. Normal. Vii din provincie, vrei să lucrezi la un ziar central. Am lucrat la dimineața. Dimineața președintelui Iliescu. Dimineața ziar președintelui. Datorită lui academicianului... În fine, era Costistan, de la, așa, și am lucrat. Și am lucrat acolo până la 5 mai. Tot în 90? În 90. La 5 mai, noi eram la Focșani, era prima grevă, era Viorel Sâmpetrean, care lucra la cutezătoare, și era acum la dimineața, cu Alexandru Piru, el era directorul. Da, Piru, da. Da, așa. Datorită lui am ieșit. Atunci dimineața era un ziar origini staliniste. Nu. Era nebunia. Dar ce se întâmplă? Vii din provincie și vrei să lucrezi la un ziar cu tiraj mare, să plece toată țara. Bine. Și de la Focșani auzim de Podul de Flori. De la Cină. Nu, de la Peprut. Da, la Screp Bun, spre Chișinău, Ungureni, Botoșan, Ștefănești, Dorabani. Era altfel, trebuia să duci filme, nu știu ce. Să dăm cu banul cine să ducă materialul la București. Eu am zis, eu nu dau cu banul pentru că eu sunt fotoreporter, da? Și odată am plecat cu Costestan. Și am fost la Podul de Flori. Când am plecat de la hotel de la Vaslui, spre Huș, la ieșire era aglomerație la... la intrare în întreprinderi. Se făcea o listă că atunci, în acea perioadă, puțină lume știe, Peter Roman... Da, declarase că... A venit la Podul Înalt să contracareze punctul 8 de la Timișoara. Da, cu declarația de la Podul Înalt, eu știu. Așa. Dar în aceea zi, cine nu venea la Podul Înalt, îi dădea afară. Deci... A fost o chestie. Când am venit, mi-am dat demisia și am plecat. După aia am lucrat la
o revistă de limba ucraineană, un săptămânal, era Tkaciuc, deputatul. Ștefan Tkaciuc, da. Ștefan Tkaciuc, acesta. Și după aia m-am privatizat. Mi-am făcut o filmuliță cu publicitate, de chestia. Cu Sorin Pustolache, Dumnezeu să odihnească, aduceam Espresso de Franța. Da. Așa, cu distribuție, cu... No, o perioadă s-o publica caricaturi, după aia... Da, a căzut și într-o perioadă neagră, nu, ca nu, și poezia. Nu, și acum, în presa românească, caricatura este copilul rătăcit. Poftim? Nu, nu e cenușă reasă. Nu, mai da, degrabă noi... poezia, dar bun, nu. Poezia nu merge peste tot. Afară, vorbim, Franța, care cunosc bine, Germania, în Italia, în Spania, da? În Spania n-am ajuns, dar în Italia, Belgia, și este, toate ziarele sunt ilustrate pe toate paginile cu cel puțin o caricatură. A, e o tradiție, na. Da, noi în 1800 aveam Bâte și Peșteră, Neandertale, ei aveau ziare. Noi eram sălbatici și ei erau educați altfel. Dau un alt exemplu. Eu am făcut o frescă la o mănăstire catolică, am lucrat un an și ceva, Monaster de la Vizitațion, un ordin, în 1610 înființat, François de Sales avea două licențe. Teologia la Avignon și la Bologna astrologie. Spuneți-mă, apropo de caricatură, cum vedeți cu masacrul respectiv, știți dumneavoastră despre ce vorbesc, despre celebra revistă de caricatură? Da. Bine, au tulburat lumea, au adus în stare de isterie generală, o planetă întreagă. Cum este privit acum, după... Mai sunt reținere sau aceeași libertate? Atunci am ființat sindicatul caricaturiști din Franța, la Marseille. În aprilie am aderat și eu la acel sindicat. De-aia mi-e ușor acum să organizez diferite saloane sau alte chestii, da. Sau cum vreau să fac această revistă de antologie a caricaturii. Pentru că eu când am... în 2010 l-am cunoscut pe Sampe. Sampe trăiește și astăzi, născut în 32. Și muncește și astăzi, face caricatură. El ilustra. Și mai mulți caricaturiști. Ideea de a face o chestie asta a fost de vreo 3 ani de zile. Am avut un caz acum 2 ani, a murit sora mea și am abandonat o perioadă. Și acum am revenit cu această idee, dar pe proiect bine definit. Revista va fi în limba franceză și engleză, se va distribui numai la comandă. Și când am... Adică veți tipări exact cât vindeți, nu cât aveți comandă. Nu tipăriți și... Primele două numere va trebui să... La tiraj mă referam. Odim? La tiraj. Trebuie să avem un tiraj, da? De rezervă. Dacă e să suplimentăm, nicio problemă. Și atunci, pentru promovarea revistei, care va fi promovată în mai multe orașe din lume. Pentru că am reușit să-i contactez pe Victor Bogorod, ca și ziua lui, da. Un caricaturist, astăzi împlinit 68 de ani, din Sankt Petersburg. El a fost premiat acum 3 luni de zile de către Putin, dar nu de Putin, ci de Academia de Artă din... Moscova. Din Moscova. Nu, din Rusia. Din Rusia. Și... pe Silvano Melo din Brazilia, un mexican care este colecționar de artă, dar este îndrăgostit, un spaniol, un bulgar. Bulgarul a fost simpatic. Și unde e redacția? La ora actuală, redacția la purtător. Fiecare avem un calculator, un laptop și o tabletă. Comunicăm. Și mă mai ajută foarte mult. Itinerantă redacția. Dom'le, asta e că nu ne putem... E la Chișinău, e la Moscova, e la Suceava, e la Ipotești, e oriunde. Foarte mult ajutor primesc de la un prieten de Târgu Mureș. E un sfâriac, așa, care mai are 2 ani până la pensie. Și eu zis, dom'le, când i-am propus treaba, și dom'le, bine că nu o să am putut să mă plictisesc la pensie. Da, apropo de asta, dacă tot ați venit aici, e bine și mă bucur. Haideți să rugăm regia să eu în același timp să vă întreb de unde a venit ideea Simona Halep în caricatură și să rog regia să dea drumul la... Uite, deja sunt pe ecranul de control. N-avem televizorul ăsta deschis? Da, bun, e acolo, îl vedeți. Da. Deci, acum 16 ani, Sorin Postolache era bolnav.
știa că moare și atunci a făcut la cuptorul cu lemne pe Pace Protopopescu în București, un verișor de-a lui, proprietarul acelui, acesta a făcut clubul caricaturiștilor. Postulație zice, dom'le, eu reînființez CCU, clubul caricaturiștilor. El glumea, nu știu ce zice. Și avea pe data de 13 minute. Și de atunci, de 16 ani, să fac asemenea expoziții. Ca să promovez revista, am vorbit cu Vlădureanu. Dar nu puteam să-i mulțumesc pe toți, pentru că la revistă până acum avem 90 ceva de pagini. Și din dialog prin telefon mi-a spus că Simona Halep vine și mai mănâncă din când în când acolo. El a fost încântat de idee. Eu le-am scris la toți caricaturiștii și ei mi-au trimis cu drept de autor. Deci până la ora actuală avem 50 și ceva de lucrări. Acolo nu intră cât 40, dar vom selecta cele mai bune. Până în noiembrie vor mai veni. Am fost la București săptămâna trecută, am discutat și cu domnul Dumitru Gaur, de la, care este președintele Asociației Ziariștilor Sportivi, cu sediul la Ministerul Tineretului, Sportului. Ministerul Sportului. Așa, și cu Vlădureanu. Și atunci s-ar putea să fie decalată expoziția în funcție de programul lui Simona Halep. Da, și ce performanțe face sau dacă abandonează, chiar are niște probleme de sănătate. Nu va abandona anul ăsta, indiferent cum ar fi. Cert, așa, din informații care le avem, va fi sportiva numărul 1 din țară. Din țara noastră, da. Da. Și atunci e o chestie care se completează. Așa, sunt convins că ea va fi prezentă la vernisaj, publicitate pentru mine, pentru lansarea revistei, toată presa de specialitate va... Deci aș studia și marketingul, nu? Da, auzi, publicitate gratuită, care ar costa în alt context milioane de euro. Da, dar eu vin cu viziunea de afară. Exact. Da. Cu experiență de acolo, în 2012, am avut expoziție personală la Rosoion, două asociații culturale. La noi este o... Încă este o inerție teribilă. Poftim? E o inerție teribilă. Dom'le, dacă mie îmi demonstrează cineva că poate să facă un copil singur, înseamnă că poate să facă și afaceri singur. Ei toți se asociază. Eu vreau să fac, mă asociez cu Osi, că facem o asociere. Dar avem credibilitate, că devenim persoană juridică. Eu pot să invit o asociație culturală din Franța la Asociația Culturală din România. Dar ca pe persoană fizică, vorba unui celebru nici politician român... Nici nu se uită la tine. Așa este? Nici nu se uită la tine. E un aventurier, un rebel. N-ai credibilitate. Da, păi tocmai de aia n-ai credibilitate. Deci, ești etichetat altfel, considerat altfel. Spre judecățile sociale. Nu, și toți artiștii, uite așa, se adună la asociație. Păi trebuie să dau bani, tot ce este. Și nu, când m-o solicitat să intru în sindicatul caricaturiștilor, plătesc și o sumă de bani pe an. Dar nu-mi pare rău. Cât ai halatul? Nu, chestia asta nu se discută. Dacă vrei să-ți pierzi... Nu, întreb și eu ca un nou fiind așa. Dacă, ca într-o celebră reclamă Franța, dacă vrei să-ți, cât e halatul? Nu, dacă vrei să-ți termini o prietenie cu un francez, întreabă-l cât costă, cât a câștigat, ce a făcut. Terminat. S-a terminat orice prietenie. Asta este. Domnul, haideți să-l întreb pe domnul Constantin Horbovanu și după aceea pe domnul inginer Maximiuc. Domnul Horbovanu, cum e cu rebelul acesta, trubador? Cum gestionați relația, colaborarea dumneavoastră cunoscut de cât ne știm noi de 35 de ani cu domnul Iațco? Da, prieten vechi. Noi de 40 de ani. Normal. A unde eu am 30 ceva de ani în total și tu spui că de 40 de ani. Da. Dinainte de a fi. Da, așa este. Mi se pare o idee cât se poate de serioasă, chiar dacă este umoristică, e o idee cât se poate de serioasă și, în primul rând, frumoasă. Sincer, din luna mai și până acum, eu n-am văzut
în an de zile o cantitate atât de mare de caricaturi. Așa este. Și la bune, Facebook. Atât de frumoase. M-am uitat la mari personalități, atât de bine făcute. M-am văzut un Charlie Chaplin, am văzut... Dacă sunteți sedus de el. Exact. Și cine nu-i sedus de... Sau nu, or fi, dar eu nu sunt printre aceia. Eu îl admir până la divinizare pe Charlot. Da, și eu. Vă spun sincer, am filmele lui toate, și da, nu toate numai filmele lui, am și când vreau ca să ies... E un geniu, așa, oameni rari de tot. Oameni foarte rari. De aceea e greu de gestionat, el e imprevizibil, este trubadur, este, adică, repet, poate nu-i bine, dar este mereu într-o goană dinamică. Cine era? Da, sunt Berbec. Sunt Berbec. Berbec? Nu, eu nu cred în Zodi deloc. Nu știu ce, dar în fine, nu vreau să jignesc pe cei care cred, dar mă abțin să dau o definiție. Dar nu știu că cred că are un rol și ăsta. Nu, că de multe ori îmi venea să-i spun că e Berbec, dar n-am știut că e Berbec. Era frică să nu stricați o prietenie. Da. Să mai spune, știi, sub cupola ta Andreții, Berbecule. Nu te comporta ca un Berbec, mă. Un ton din ăla așa, molcom, moldovenesc. Bine, noi ne-am împăcat de totdeauna, vine vitalitatea lui. De unde vine vitalitatea lui, de unde vine forța, de unde vine forța creației, în primul rând, că asta la altă pământeană poate vine din chimie, dar forța creației cred că e mai mult decât chimie, nu? El are idei frumoase și are puterea să le ducă la capăt. Înainte de 89, de multe ori mi-a zis, trimite materiale și să le public. Nici nu știam unde, dar mi le publicam. Mă trezeam pe la Târgu... pe la Petroșani. Mă trezeam pe la București. Dar nu republica. Te-am văzut, Constantine, da, acolo. Știți cum era că atunci, până în 89, se publica greu și ce fascinație avea numele tipărite. Sigur că... Când vedeai numele acolo, Constantin Horbovanu, la o chestie umoristică scurtă, sau Ioan Manole, sau Radu Iascu, sau Constantin, sau... În 88 am început la Cronica Iașului. Da. Așa... Povestea vorbei desenată. L-ați cunoscut pe domnul... Știți că e de la noi de aici, la Siminicea, nu? Cine? Redactorul șef de atunci. Eu când l-am cunoscut era Țăranu. Da, și adjunctul? Era Paul Balahur, era ăsta, cum îi zice, Stancu, care este acum director, Vali Stancu, care este francofon. Cel care avea un picior mai... fost... Pascu? Poliomelită, nu... Era Pascu, era... Asta mi-a plăcut foarte mult, dar bine, regia nu mai poate da acum înapoi, e la Popa Popas. Apropo, ce părere aveți de Popas? Cum îl vedeți? Popas este, cum să spun, un geniu. Un geniu, așa e? Da. Multă muncă și să nu uităm că... datorită stresului... E bulimia de stres, a îngreșat foarte tare. El vine mereu la humor. Da. La humor, la gura humorului, da. La festivalul făcut de primarul de acolo. Deci, într-adevăr, dar foarte multă muncă. Că fără muncă nu faci nimic. Evident. Ai. Bun, muncă multă, dar și bine, revenim la sintagma. Poți să ai talent dacă nu muncești. Ce înseamnă geniu sau ce înseamnă talentul? 1% talent și 99% muncă. Nu, poți să ai o idee genială. Da. Dar nu știi să o exprimi. Poți să ai o idee și să o furi altul. Că la noi a visare, e o virtute. Domnul Maxim, spuneți dumneavoastră o frază, că eu știu că l-admirați până la idolatrizare pe domnul Radu Iascu și în general. Eu știu că socializați aproape până la dezintegrarea ființei, și la berea de la ora 5 sau berea de luni sau așa. Dar cum vedeți relația cu acest... Trubador. Am fost suficient de surprins astăzi, dar și onorat să primesc un telefon și să mi se spună, uite, merg la o televiziune și hai și tu cu mine. E chiar o onoare, cum să spun. Dar mai mult decât atât, ce vreau să zic, că l-am cunoscut de puțin timp pe Radu Iascu, dar fizic, da, dar profilul moral al lui, cu profilul moral al lui, am avut o chimie foarte efervescentă și, într-adevăr,
în foarte scurt timp am devenit apropiați. Nu, cât de există asemenea întâmplări care sunt, cum să spun, sunt, înseamnă armonie. Exact. Exact. Noi o numim așa, poate într-un peiorativ cotidian dus în derizoriu, chimie, simplu, dar e o filozofie de viață până la urmă. Deci da. E o filozofie de viață. Avem anumite elemente comune care ne-au apropiat foarte repede. Ne cunoaștem destul de recent. Ce cum mai... v-ați cunoscut de mici cândva? Nu. Ne-am cunoscut prin intermediul, mă rog, unei acțiuni, să spunem așa, de socializare în Suceava. O cunosc foarte bine. Devine brand aia, de, să devine brand, de pentru că e unic. Vorba de berea unică, de luni. Da? În care ce e foarte interesant și ceea ce n-am auzit prin alte părți, chiar țări, de 12 ani, fără nicio întrerupere, colegi de clasă, prieteni, oameni cu, mă rog, cu preocupări comune. Diferite, cu dinamici diferite, cu probleme, exact, cu oameni profesii care vin, diferite. Oameni care mai pleacă sus, oameni exact. Care intră. Deci, da. Cu profesii diferite, cum să spun, o unitate în diversitate. Așa, ne simțim foarte bine împreună, deci de-abia așteptăm să ajungem acolo, să împărtășim din amintirile, mă rog, săptămâni trecute. Dar trecând peste asta... Asta îți dă sentimentul o clipă. Nu mi-ai ridicat statuică prea mult. Nu, dar asta nu, îți dă la berea de luni. Îți dă sentimentul că nu trăiești inutil și că nu ești singur. Exact, exact. Sentimentul ăsta al singurătății câteodată este atât de otrăvitor, atât de coroziv, încât trăiești cu gândul că viața e inutilă și un nonsens. Exact. Deci pe fondul acesta, în care există o atmosferă întotdeauna de sărbătoare, da, atenție, interesant de reținut, de 12 ani, luni de luni, se întâlnesc colegi la o discuție, la o bucată de pizza, la o felie de pizza, la un pahar de ceva, de vin sau ceva, exact, dar fără întrerupere. Deci chiar pe 1 ianuarie se întâlnesc 4-5, nu contează. Chiar la minus 30 de grade? Înăuntru, nu, la minus 30 de grade afară, nu ieși. A, fără discuție, dar nu contează. La minus 30 de grade nu ieși din casă ca să se ducă undeva. Nu, nici nu se pune probleme. Odată am venit special, se văd luni, se-i prins. Unde ați venit? Păi, era în România. Eram în atunci ne-am cunoscut, de fapt, fizic. Și am venit luni, că toți... Mă tăleam în alte zile să trebuie. Și platforma lor pe Facebook e cunoscută. Ce mai vreau să spun? Deci, nu, cum să spun, nu e vorba, dar e vorba de ce aș reține eu din profilul uman al lui Radu. Acum. Este modestia, este, cum să spun, sinceritatea, este dezvoltura, dar mai ales pasiunea. Deci, și lipsa de prejudecăți și de formalisme care ucid și în general ucid creația. Exact. Formalismele cotidiene ce ne îndepărtează de ceea ce înseamnă arta, iar arta nu are alfabet, limbaj, frontiere. Doar două cuvinte mai vreau să spun. Atât și trebuie o publicitate. Scurt. Deci, un artist adevărat nu înseamnă doar să îți, cum să spun, să îți arăți operele proprii, ci mai mult decât atât. El face mult mai mult decât atât. Deci, să le promovezi pe altora. Exact. Să fii solidar. Face și un lobby al României, până la urmă, prin prezența lui și prin faptul că adună la un loc opere. O breaslă. Exact, o breaslă întreagă mondială. Cum în literatură, în poezie, și din păcate, și în literatură, și în pictură, există atâta omertă, există atâta ură. La noi. La noi, în România. Există atâtea uniune a scriitorilor și atâtea uniune a artiștilor, că nebunește. Acum 5 ani, în februarie. Deci suntem o țară bolnavă de nervi, o țară dezintegrată, paranoică, o țară că ajungem aproape la modul de a ne declara... Bine, mă refer în blasa artistică de a intra sub într-un azil gigantic, așa, de oameni vanitoși. Mătură cu noi pe jos vanitatea. Azil de noapte. Da. După publicitate revin cu invitații mei altfel din această seară.